Vă spun din nou bună seara, stimați telespectatori, la ediția de seară a acestei zile, Seara pe Deal. Subiectul acestei emisiuni va fi Colegiul pentru Senat numărul 1 Suceava. Colegiul pentru Senat numărul 1 Suceava este colegiul supranumit Colegiul de Munte. De ce? Pentru că, într-adevăr, acoperă cea mai mare parte a zonei muntoase din județul Suceava. Începe undeva din zona Gura Humorului și se termină după Vatra Dornei. Include două colegii pentru Camera Deputaților, Colegiul Gura Humorului Câmpul Lung, dar și Colegiul Vatra Dornei, și include trei orașe mai mari, mai importante, da? Vorbim de municipiul Câmpul Lung Moldovenesc, vorbim de orașul Gura Humorului și de orașul Vatra Dornei, care nu știu sigur dacă e municipiu sau nu. E municipiu, îmi spune cineva care știe administrația locală, veți vedea și cine. Așadar, da, și municipiul Vatra Dornei e inclus în acest colegiu, un colegiu mare, un colegiu întins, un colegiu cu un relief anevoios, așadar un colegiu greu de străbătut zi de zi, așadar o misiune grea pentru domnul Neculai Bereanu, dar asta nu îi scade dumnealui entuziasmul, care iată-l astăzi venit alături de un puternic susținător și în curând, peste câteva minute, va sosi și cel de-al doilea puternic susținător și nu sunt singurii puternici susținători. Practic, toată lumea care are un cuvânt de spus în acest colegiu pe care vi l-am prezentat așa pe scurt, este pentru Neculai Bereanu. Și primarul de Vatra Dornei, Ilie Boancheș, îl dorește senator pe domnul Neculai Bereanu. Nu mai spun de primarul municipiului, orașului Gura Humorului, domnul Marius Ustaciu, care, din ce informații am eu, poate am informații eronate, mă va corecta domnul Bereanu dacă mint. Știu că a fost coleg de liceu cu domnul Bereanu, asta e apropie și mai mult. De facultate. Și de facultate. N-am fost foarte departe, vedeți că mai am ceva informații. Așadar, și domnul Saciu, care, pe lângă faptul că sunt amândoi în USL, a fost și coleg de facultate cu domnul Bereanu, asta e apropie și mai mult. Și domnul Saciu își dorește un senator cu care să poată merge pe culoarele Ministerului pentru a aduce fonduri în orașul Gura Humorului. Am spus suficient despre Gura Humorului pentru această ediție. Eu cred că mai mult vom vorbi despre Câmpul Lung, pentru că în această seară domnul Mihai Țănegură, primarul municipiului Câmpul Lung. Bună seara, bine ați venit. Mulțumesc. Mulțumim pentru prezență. Candidatul. Bună seara, bine m-am găsit. Muncitor, ca să zic așa, v-am spus, e un colegiu greu de străbătut, are foarte multe serpentine, nu? Foarte multe văi, dealuri. Urcușuri, dealuri. Urcușuri, pârtii. Pârtii. Aveți de toate în colegiul dumneavoastră, domnul Bereanu. Domnul Mihai Țănegură, în premieră la Seara pe Deal, domnul Mihai Țănegură, un fost viceprimar al municipiului Câmpul Lung, actual primar, care a câștigat confortabil primăria municipiului Câmpul Lung moldovenesc și iată-l astăzi alături de domnul Neculai Bereanu pentru a-l susține pe acesta. Bine ați venit, domnule primar! Mulțumesc, domnul Bogdan, bună seara! Înțeleg că nu sunteți un obișnuit al emisiunilor televizate, este o experiență relativ nouă pentru dumneavoastră, dar asta nu v-a împiedicat să veniți în sprijinul prietenului dumneavoastră, domnul Bereanu, nu? Sunt onorat să fiu prezent în studioul dumneavoastră și în același timp de a-l susține pe domnul Neculai Bereanu la Camera Senat pentru Parlamentul României. Domnul Bereanu, dumneavoastră când v-ați înscris pentru această candidatură, ați știut din start că vă bazați pe susținerea domnului Negură sau ați discutat după aceea? Domnul Bogdan Gheorgheu, în primul rând, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că am revenit aici în studio după o lungă vreme, n-am mai fost. Cred că 4 ani, când ați fost candidat la Camera Deputaților. Mi-aduc aminte cu drag când am venit pentru prima dată aici, atunci eram un pic mai timorat, mai emoționat. Candidat pentru prima dată în
într-un colegiu de deputați, pe aceeași zonă, tot zona de munte. Acum sunt candidat pe zona de senat, tot pe aceeași zonă, acum cuprind cele două colegii de deputați. Eu aș putea să vă spun că după o lungă perioadă de dezbateri, după o lungă perioadă de o analiză, după ce împreună cu Cătălin Nechifor am reușit să câștigăm președinția PSD-ului și cu o echipă tânără, apoi după ce împreună cu Cătălin Nechifor și cu această nouă construcție USL ne-am băgat în campanie electorală pentru președinția Consiliului Județean și pentru câștigarea la cât mai multe primării din acest județ și la cât mai multe consilii locale. Eu vreau să vă spun că în cei 4 ani, de acum 4 ani, am rămas pe zona de munte, pe Colegiul Humor Câmpul Lung și am participat cu prietenul meu, Mihăiță Negru, la campania electorală de la locale, unde dumnealui a candidat la primărie și eu am susținut zona respectivă cu colegii noștri PSD și împreună cu cei PNL și cred eu că am făcut un scor și un rezultat bun și cred că am reușit să promovăm în fruntea municipiului Câmpul Lung un primar gospodar. Îl știam de mult, îl știam de atunci, de acum 4 ani, de când dumnealui reușise să ajungă viceprimar și am văzut în cei 4 ani cât am stat pe acea zonă, că într-adevăr se implică în treburile municipiului. Și cu siguranță, din momentul în care eu am participat, am câștigat împreună primăria, eu ca și consilier județean, împreună cu domnul președinte Cătălin Nechifor, președinția Consiliului Județean, sunt convins că și domnul primar acum va da o mână de ajutor să câștigăm și senatul pe această zonă de munte. Este o bătălie importantă. Sunt convins că zona de munte are nevoie de un candidat serios atât la Senatul României cât și la funcția de cele două funcții de deputați, Colegiul 9 și Colegiul 10 de deputați. Sunt candidați buni și în aceste două colegii de deputați, în persoana domnului Radu Surugiu și nu mai spun pe domnul Dumitru Pardău. Suntem 3 candidați ai Uniunii Social-Liberale și sperăm că împreună cu susținerea primarilor din această zonă și nu numai a primarilor USL și a celorlalți primari, o să câștigăm și o să fie nevoie să transmitem un mesaj în București, de aici, din zona noastră, din Bucovina. Domnul Mihăiță Negru, în momentul în care ați aflat că domnul Neculai Bereanu va fi candidatul pentru Senat din partea USL-ului, în zona unde dumneavoastră faceți o administrație grea, pentru că se știe, Câmpul Lungu este un oraș cu probleme vechi, care trenează de mai multe decenii acolo și care dumneavoastră, din ce am auzit, ați început așa, gospodărește, să le luați una câte una și să încercați să le rezolvați. Sigur că nu veți putea, Câmpul Lungu este un oraș care are resurse proprii limitate din punct de vedere financiar, deci bugetul orașului poate fi unul care să vă permită rezolvarea problemelor doar printr-o susținere puternică la București. În momentul în care ați aflat că domnul Bereanu va fi candidatul, ați fost, eu știu, mulțumit sau mai puțin mulțumit? Adică trage speranțe că domnul Bereanu, în cazul în care va ajunge senator, vă va fi de folos pentru rezolvarea problemelor pe care dumneavoastră le aveți în Câmpul Lung? Domnul Bogdan Gheorghiu, vedeți, Câmpul Lung moldovenesc este pentru prima dată când la Câmpul Lung moldovenesc linia politică este dreaptă și aici mă refer foarte clar la faptul că primăria este USL, Consiliul Județean Suceava este USL, Guvernul este USL, ne merițește singura verigă și cea mai importantă să avem și parlamentari care să ne reprezinte comunitatea noastră și toată zona, colegiul întreg, în Parlamentul României. Normal că noi ca primari suntem puși între cetățeni și parlamentari, fiindcă noi suntem cei care atragem toate ideile și toate problemele lor care trebuie duse în Parlamentul României. Și eu am încredere și susțin candidatura domnului Nicolae Bereanu pentru Parlamentul României. Îl cunosc foarte bine de la alegerile locale, cum a spus și dumnealui.
din 2012, din 10 iunie, un om care te poți baza pe el și un om care se ține de cuvânt în ceea ce ți-a propus și i-ai cerut. Deci susțin candidatura dumnealui, atât a lui Nicolae Bereanu la Senat, cât și a colegului și bunului meu prieten Radu Iulian Surugiu la Camera Deputaților. Să ne uităm că dumneavoastră sunteți membru al Partidului Național Liberal și, din câte știu, aveți o imagine foarte bună, inclusiv la nivel de conducere centrală a partidului, și de-aia bănuiesc că domnul Radu Surugiu este o cunoștință mai veche, de-aia dumneavoastră nu-l cunoașteți acum că a venit candidat în zona noastră. Din ce știu, dânsul este liderul studenților liberali, nu? Da. Și este nemțean, nu? Da. Și cum e treaba asta? Cum al locului? Nu știu, vă întreb. Nu întotdeauna, dacă ești din zona respectivă, înseamnă că ești foarte bine așezat politic. Trecând la persoana lui Radu Iulian Surugiu, este un om tânăr, dar foarte bine în fit politic, la nivel central. Și asta contează foarte mult. De ce? Fiindcă ai nevoie ca primar să ai unele uși deschise politic, vorbesc. Fiindcă dacă nu le ai deschise, nu reușești absolut nimic. Vedeți, noi suntem și într-o zonă mult, mult prea departe de capitala României. Deci, eu, ca să ajung la București, merg o noapte întreagă cu trenul, nu? Corect. Să ajung la un minister, să mă servească o cafea și să vin apoi la Câmplung, fără să-mi rezolv problemele clare ale cetățenilor, atunci n-am făcut absolut nimic. De aceea am nevoie de acești doi parlamentari. Clar, oameni serioși, oameni care eu garantez pentru ei. Aceste săptămâni de campanie am fost pe anumite zone din municipiul Câmplung Moldovenesc, în care oamenii, și pe această ocazie vreau să le mulțumesc câmpulungenilor pentru că mi-a dat un vot de încredere. Pe această cale, cu această ocazie. Cu această ocazie. Eu v-am spus că în seara asta o să aveți ușoare emoții, dar eu v-am spus, primele 10 minute sunt mai grele, ca la fotbal, știți? Da. După aia, gata, o să vă simțiți ca în biroul primăriei la noi în studio. Eu vreau totuși să spun că ați fi norocos dacă are și deputat domnul Radu Surugiu și senator domnul Nicolae Bereanu, pentru că dacă va fi un guvern USL, vor fi miniștri PNL și miniștri PSD. Și când o să aveți treabă cu ministrul PNL, vă bazați pe domnul Surugiu, când o să aveți treabă cu ministrul PSD, o să vă bazați pe domnul Bereanu, care știu că e prieten cu domnul Ponta, nu? Exact. Păi, domnul Bogdan Gheorghiu, un lucru este cert. În primul rând, ca și politică, aici, pe acest colegiu de munte, performanța începe să devină, să ajungă, să fie la ea acasă. Dacă, într-adevăr, pe zona Gura Humorului, Marius Usaciuc a demonstrat în cele două-trei mandate de primar și a demonstrat că, într-adevăr, se poate face atât performanță politică cât și performanță administrativă, la Câmpulung, în cele 6 luni de când domnul primar Negure este primar, a demonstrat că, într-adevăr, începe să facă performanță politică și performanță administrativă. La Dorna, la fel, chiar dacă nu este un primar de aceeași culoare, USL, să spunem, primar PDL, dar începe încetul cu acea construcție a consilierului local să se facă din nou o performanță politică. Și eu chiar mă simt bine când și îmi place să fac performanță. Am încercat să fac performanță profesională, dar acum încerc și sunt convins că în această echipă, cu această linie de primar, Dorna, Câmpulung, Gura Humorului și cu președintele Consiliului Județean și cu cei doi parlamentari, sunt convins că vom demonstra și chiar vom face performanță politică la București, astfel încât noi să-i ajutăm și să fim cumva un ajutor al primarului translatat la București, să-i sprijinim din punct de vedere legislativ, să-i sprijinim din punct de vedere a susținerii dumnealor în zona guvernamentală, dacă o să aibă nevoie să fie sprijiniți atât pe diferite proiecte, că slavă Domnului, nu există localitate de pe acest am și eu emoții la dumneavoastră de pe acest colegiu, să nu aibă un proiect.
cel puțin un proiect început, neterminat, sau să aibă proiecte gândite, să le poată finaliza, să le ducă la bun sfârșit. Nu vă mai spun aici la Câmpul Lung, aici sunt proiecte și domnul primarul cu siguranță o să vă expună câte proiecte sunt începute și în ce stadii sunt și câte necazuri are din punct de vedere legislativ și ce ar trebui dumnealui să ceară unui parlamentar, unui senator sau unui deputat să găsească acel sprijin politic. Chiar sunt curios să ne povestească domnul Negură, pentru că am auzit multe povești cu Câmpul Lung, oamenii cu sobe, cu lemne jos, lângă bloc. La un dat se vorbea că s-a adus gazul în Câmpul Lung, s-a inaugurat primul foc de gaz în Câmpul Lung, dar am înțeles că asta nu a rezolvat problema cetățenilor, că încă nu a ajuns până în fiecare casă gazul. Nu știu exact. Bun, ăsta e un exemplu, dar probabil sunt mai multe lucruri de povestit. Cu siguranță sunt foarte multe, dar o să vedeți că la fiecare punctual îi trebuie cel puțin o modificare legislativă, dacă dintr-o anumită lege sau creat o hotărâre de guvern să vină în sprijinul primarului atât de Câmpul Lung, atât de Gura Homolului, cât și de Vatra Doarne. Și domnul primar vă poate spune pe punctual pe proiecte, uite, am proiectul ăsta și vă poate spune cu pârtea, pot să fac casa, dar trebuie făcut o modificare legislativă în sensul ăsta. Atunci eu propun, după un scurt moment publicitar, să intrăm într-o discuție strict pe problemele Câmpul Lungenilor cu domnul Mihăiță Negură. Am revenit, stimați telespectatori, în studioul nostru, după o reclamă la ficatul de curcan, ați văzut foarte bine, un clip electoral și o reclamă la Savcom. Vorbeam despre municipiul Câmpul Lung moldovenesc, care de ceva vreme are un primar nou în perioada în persoana, vedeți, și eu mai pețesc, în persoana domnului Mihăiță Negura. Dar dumneavoastră sunteți nou ca primar, dar problemele nu sunt noi, că ați fost în mandatul celălalt viceprimar. Da, am fost viceprimar în mandatul trecut, dar nu ordonator de principal de credite. Nu, dar știați... Discuția acum este pe altfel pusă. Domnul Bogdan Gheorgheu, în Câmpul Lung moldovenesc sunt deja multe proiecte în derulare, proiecte care sunt deja pe masa Consiliului Local, sunt pregătite pentru a fi înaintate viitorilor parlamentari și vreau să vă informez că la ora actuală cel mai important obiectiv de investiții, și aici mă refer clar pe un obiectiv de investiții turistic, și aici mă refer la pârte de schi cu telecondolă din masivul Arău, o investiție de peste 25 de milioane de euro prin fondurile al Ministerului Dezvoltării Regionale și a Turismului, la care este cum va fi considerată cea mai lungă și performantă pârtă de schi din țară. Aici, dacă discutăm de caracteristicile tehnice acestei investiții, o să vedem că această pârtă va avea o lungime de 4,5 km, cu o diferență de nivel aproape 700 de metri, care pornește de la Izvorul Alb, kilometru 5, cum se urcă pe vechiul drum al Rarăului și traseul este până pe platoul Rarău. După cum știți și dumneavoastră, masivul Rarău este un ținut binecuvântat de Dumnezeu. Sunt niște peisaje extraordinare. Cred că numai în munții austrieci, elvețieni, se pot vedea asemenea peisaje. Eu cred că foarte puțină lume cunoaște zona. De ce? Fiindcă și accesul este mai greu din partea municipiului Câmpul Lung, din partea municipiului Câmpul Lung. Acum este o arteră circulabilă și foarte ușor de ajuns prin Pojorâta, care se ajunge până pe masivul Rarău. De ce am spus că este un ținut binecuvântat de Dumnezeu? Uitați că acel platou primărie, platou de pe Rarău este al primăriei municipiului Câmpul Lung moldovenesc. Și aici vorbim de aproape 90 de hectare de teren care este deja întabulat. Deci nu vă izbiți de probleme birocratice cu trecutul din domeniul statului, în domeniul primăriei? Deci, primăria e proprietar. Toată zona respectivă de ceea ce v-am arătat este deja și întabulat. Este o zonă care, în momentul când finalizăm această investiție,
avem cu ce ieși în fața unui investitor mare, fiindcă o asemenea investiție de 25 de milioane de euro îți trebuie în spate și un investitor foarte mare. Și aici mă refer investitor la ce? La pensiuni, la hoteluri, fiindcă o pârte de sii cu telecondolă la capacitatea la care ea este calculată de 1500-2500 de persoane pe weekend. Deci asta implică cazare, implică foarte, foarte multe activități colaterale a acestei investiții. Dar haideți un pic să vă informez la ora actuală cum stă investiția la Câmplung, fiindcă foarte multe persoane, poate de bine, poate de rău, poate nu vrea chiar realitatea să o știe și denaturează realitatea acestei investiții. Eu ca primar, eu vă spun cum stă situația la ora actuală pârte de schi. E formată din două tronsoane. Deci primul tronson este finalizat din punct de vedere al construcției și montajului telecondolei. Cei care au licitat două firme mari. Una pentru construcția și montat telecondolă și altă firmă pentru construcția, modelare, pârte de schi, parcări, consolidări de maluri, de ziduri, tunuri de apă, drenaje, lacul pentru bazinul de apă de 9.000 de metri cubi. Ce se întâmplă? Prima firmă de care am zis, care construcție telecondolă, și-a onorat clauzele contractuale exact la 24 iulie, când s-a încheiat contractul, a finalizat și lucrarea. La ora actuală este iscirizată, toate telecondolele, cabinele sunt puse, introduse în acel garaj, deci este în conservare. Punct. Deci cu acest constructor lucrurile sunt clare. Ei, problema nu este clară la al doilea constructor. Deci el nu s-a mai încadrat în graficul de execuție. Conform contractului am trebuit să aplic clauzele contractuale și nu sunt de ușor de neglijat. E vorba, la prima vedere vezi un procent de 0,01%. Dar din ce? Vine aproape 30 de milioane de lei vechi pe zi penalizări. Deja el se apropie de un miliard din iulie până acum penalități. Primăria și-a dat tot concursul și ce-a putut, din punct de vedere al ei, ca să-și onoreze al doilea constructor finalitatea investiției. În schimb, constructorul n-a reușit să încadreze, v-am spus în acel grafic. De aceea... Era credință constructor sau nu au fost bani? Păi, banii trebuia să-i folosească constructorul din surse proprii, deconta lucrările și ministerul plătea. Dar n-a reușit să-și finalizeze anumite lucrări, fiindcă asta este procedura de decontare al lucrărilor. Al lucrărilor excepționate. Exact. Că acel constructor, când s-a băgat să facă lucrare, nu și-a calculat bine potențialul. Fiindcă ce se întâmplă? Aceste investiții, nu orice firmă sau orice societate poate executa asemenea lucrări. Gândiți-vă, domn Bogdan Gheorgheu, când te afli prin vârful unei stânci și montezi un stâlp de înălțime de 40 de metri cu macara suspendată, vă dați seama că acolo implică profesionalism și experiență. Nu vreau să dau numele la firmele acestea două, dar firma care este din Ardeal, într-adevăr, o firmă profesionistă în montatul și construirea acelor telecondole, fiindcă ei au mai montat. Nu pot să spun de aceeași firmă, a doua, dacă ei au mai participat la o asemenea investiție. Nu. Și îmi pare rău, și ne pare rău la toți, că n-am reușit ca primul tronson de la Câmplung Moldovenesc la Pârtea de Schi să nu fi fost finalizată și acum s-ar fi putut schia în sezonul rece. Deci nu se poate schia în iarna lui 2012-2013 la Pârtea de Schi din Câmplung Moldovenesc. Repet încă o dată, primăria și-a dat tot concursul, ce a putut, din punct de vedere legal, a făcut. Nu s-a onorat constructorul. Punct. Al doilea tronson, deja e o problemă și aici trebuie să intervină parlamentarii noștri, viitorii parlamentari. Tocmai mă pregăteam să vă întreb ce legătură are domnul Bereanu cu tot ceea ce povestiți. Păi are domnul Bogdan Gheorgheu și vă spun acum de ce. Aflați. Urmează 1,7 km de pârte de schi plus telecondole. Costurile nu sunt atât de mari, fiindcă la tronsonul 2 nu mai este prevăzut acele instalații de zăpezire.
Deci numai construcția telecondolei și pârte de schi. Dar problema e că această investiție intră într-o zonă protejată. De ce s-a mers pe două tronsoane? Fiindcă de la început avizul de mediu nu-l puteam lua. S-a făcut o greșeală, acum trebuie reparată, fiindcă s-a introdus și acea zonă din masivul Rarău într-un program SIT Natura 2000. Nu sunt specialist și nu pot să spun ce plante sau ce insecte sunt acolo. Dar e clar, deocamdată pe legea actuală, nu se poate intra cu investiția, cu finalizarea investiției în pârtii de schi într-un sonul 2. E, acum, și repet încă o dată, intervine parlamentarul din colegiul Câmpul Gura Humorului. Parlamentarul Nicolae Bereanu. Exact. Da, de ce? Numai un pic, domnul Nicu, să punctez, să finalizez, fiindcă trebuie schimbată printr-o hotărâre de guvern. Clar. Și eu sunt sigur că după alegerile parlamentare se va găsi soluția legală, tehnică, dar și legală în primul rând, de a rezolva acest tronson. Și spre final, dacă acest tronson nu se va finaliza, investiția de la pârtea de schi din Câmpul Lung Moldovenesc nu va avea eficiența calculată din proiect sau eficiența pe care noi ne-o dorim. Exact să ajungem pe platou Rarău. Deci, domnul Bogdan, ați văzut cam cât de frumos se poate vorbi despre un proiect și cam punctual, cam ce ar trebui să facă un parlamentar să ducă la bun sfârșit acel proiect. Astfel de proiecte, cum e pârtea de schi, sunt cu zecele pe zona de munte și nu numai pe zona de munte, sunt în tot județul, începute, rămase, neterminate. Și cu siguranță la fiecare există o chichiță legislativă unde trebuie modificată, unde trebuie adăugată un ș, o virgulă, un s, un ț, ca acest proiect să se ducă la bun sfârșit. Eu vreau să vă spun că atunci când mi-am propus să candidez la funcția de senator, pe senatul, la colegiul de senat numărul 1 pe zona Humor, Câmpul Lung și Vatra Dornei. Deci acest colegiu are 30 de localități. L-am străbătut pe tot colegiul, am trecut pe la fiecare primar, înainte de a-mi depune candidatura, și primar PDL, am stat de vorbă cu ei. Nu există localitate care să nu aibă un proiect de apă, canal, un proiect de, nu mai spun, Câmpul Lung, care are câteva proiecte mari care trebuie duse la bun sfârșit și susținute, nu mai spun Dorna, unde din păcate a fost neglijată total în ultimii 4 ani, că ajunsesem să merg pe zona Donilor, pe Valea Bistriței și toți îmi spuneau, domnule, vreau să nu se mai spună că granița județului primește Căniș. Granița județului undeva la Poiana Stampie, aproape de Tihuța. Și dacă știți foarte bine, acum un an de zile sau acum 2 ani de zile, primarul de la Poiana Stampie voia să facă un referendum să treacă la Bistrița. Nu reușea să se înțeleagă cu vechea administrație. Și vă spun că am trecut pe la toți primari, nu există localitate să nu aibă un proiect și tot ce înseamnă proiect are o chichiță care este legat de legislativ sau guvern. Se pot rezolva prin hotărâri de guvern, se pot rezolva prin proiecte legislative duse de parlamentari, susținute, duse în Parlament. Ei, pentru asta, zona de munte are nevoie de senator, are nevoie de 2 deputați, unul într-adevăr în persoana domnului Pardo, o persoană cu experiență, noi avem ce învățat de la dumnealui, cu siguranță, din punct de vedere legislativ, sunt multe lucruri de învățat. Avem această susținere la Consiliul Județean, USL-ul are această susținere în Consiliul Județean și toți primarii de pe zonă au susținerea președintelui Consiliului Județean și a Consiliului Județean și cu siguranță mai trebuie și veriga de la București și gândiți-vă că altfel putem să ne punem punctul de vedere în Parlamentul României dacă într-adevăr USL-ul va avea un număr mai mare de parlamentari, atât senatori cât și deputați. Să merge acolo cu 2 deputați sau cu un senator și cu 2 deputați nu prea ai ce ți impune, dar așa să ai 2-3 senatori, 5-6 deputați de pe județul Suceava, o echipă
care se impună la București. Că, firește, vrem, nu vrem, de la București se trage Hebron și de la București se dă ora exactă. Ei, dar cu experiența parlamentară de Suceava, cu experiența noastră de muncă și de viață și cred eu că am o maturitate în care pot să mă implic și politic suficient de tare, sunt convins că voi avea o susținere a tuturor primarilor de pe această zonă să aibă un senator în persoana mea acolo se reprezinte. Și, într-adevăr, zona de munte trebuie reprezentată, pentru că este o zonă încă defavorizată. Zona de munte este încă o zonă grea, oamenii o duc greu, bineînțeles că și în celelalte zone o duc greu. Dar eu am văzut în ultimii 4 ani că iarna vine repede, se duce greu, undeva prin munți, sunt oameni gospodari unde la ora 5, 4, 5 intră în casă, ies dimineața și cam asta e programul și își hrănesc animalele sau își întrețin trai de zi cu zi doar cu ce au în gospodărie. Eu cred că printr-o echipă puternică dusă la București, atât senatori cât și deputați vom face ca lucrurile altfel să schimbe. Și administrația locală, sigur. Și administrația locală, bineînțeles. Publicitate, nu schimbați canalul, 2 minute și revenim. Iată-ne din nou în studioul emisiunii Sara pe Deal. Susținerea puternică pentru Neculai Bereanu continuă, se amplifică. Vorbeam de primarii din zona unde candidează dumnealui, vorbeam de faptul că, pe lângă faptul că sunt colegi de alianță, a fost coleg de facultate cu domnul Marius Ursaciuc, primarul orașului Gura Humorului, iată-l pe primarul municipiului Câmpulung, alături de domnul Neculai Bereanu, domnul Mihai Țănegură, domnul Ilie Boncheș, prezent la lansarea candidaturii domnului Pardău și a declarat fără rezerve susținerea puternică pentru domnul Neculai Bereanu. Să nu uităm că domnul Boncheș a și candidat din partea PSD-ului pentru primăria municipiului Vatra Dornei și astăzi nu a avut nicio reținere să se declare fățiș de partea domnului Neculai Bereanu. Practic, în colegiul dumnealui vom discuta și despre partea comune, dar tot ce înseamnă partea urbană, toți primarii la unison îl vor pe domnul Neculai Bereanu în Senatul României. S-a extins și formula din studioul nostru, președintele Partidului Social-Democrat și președintele în exercițiu a Consiliului Județean Suceava, domnul Cătălin Nechifor, a venit să întărească faptul că susținerea domnului Bereanu este una puternică. Bună seara! Bună seara și, după cum vedeți, chiar și USR-ul susține această candidatură, nu? Și mulțumesc, domnul primar, pentru că în seara asta este lângă noi. De fapt, echipa USR este echipă foarte puternică și în județ și în țară. Să nu uităm că în acest moment, la nivel național, sunt 37 de colegi, ca și mine, USR, care conduc Consiliul Județene din totalul de 41. Doar Alba mai este o zonă în care conduce PDL-ul și sigur zona Arghita Covasna, unde sunt colegi de la UDMR. Dar această situație, dacă vreți, politică, au tranșat-o românii la vot la alegerile locale, pentru că atunci foarte mulți și suceveni și-au pus speranța în noi și vreau să mulțumesc încă o dată pentru faptul că datorită lor am avut șansa să reprezentăm la acest nivel Consiliul Județean. Și sunt sigur că această încredere va fi dusă mai departe, pentru că îndată peste nu puțin timp, nici mult, trece campania destul de repede, pe 9 decembrie, eu cred că vom închide această perioadă mai tulbure în România și cred că cel mai mare câștig pe care putem să-l avem ca țară, ca oameni, ca și popor, pe 9 decembrie câștigul va fi, de fapt, stabilitatea politică. A fost o perioadă foarte zbuciumată, au fost multe alegeri și locale, și referendum, și parlamentare, însă sunt convins că această perioadă agitată va trece și la fel de convins sunt de faptul că USR-ul va guverna și o să avem în continuare același premier în persoana lui Victor Ponta, pentru că am demonstrat deja în aceste 6 ani de când guvernăm că lucrurile pot fi schimbate în bine și la Câmpul Moldovenesc, și la Vatra Dornei, și în Suceava, și în foarte multe localități din România. Ca instituție administrativă, sigur, aveți probleme specifice pe zona Fălticeni, probleme specifice pe zona Siret, probleme specifice pe zona Gura Humorului, Câmpulung, Vatra Dornei.
Din punct de vedere administrativ, cum credeți că vă va putea ajuta din Senatul României domnul Neculai Beranu pe dumneavoastră în calitatea pe care o aveți de președintea Consiliului Județean Suceava? Vreau să vă spun că nu poate să mă ajute sub nicio formă un parlamentar dacă va fi ales din partea RD-ului sau altă formațiune politică. Sub nicio formă, pentru că nu are sens să vorbim lucruri care nu le știm, discutăm politică, iar apartenența la zona guvernamentală, atât pentru Neculai Beranu, cât și colegii noștri, se va resimți, pentru că ceea ce îmi doresc în această perioadă, pe 9 decembrie, este ca vocea Sucevei să fie una puternică, să avem mulți parlamentari care să facă parte din arcul guvernamental și, sigur, la rândul lor, și după campania electorală, la care am fost și eu prezent în foarte multe localități lângă ei, să putem duce la capăt ceea ce am discutat cu cei care trăiesc în localități. Știți foarte bine, în ceea ce mă privește, încerc să tratez absolut normal localitățile. În niciun caz nu-mi doresc să repetăm ceea ce a făcut domnul Flutur timp de 4 ani, politizare excesivă a zonei administrative, să condamnăm, sub nicio formă îmi doresc lucrul ăsta, localități pentru culoarea politică a unui primar, și cred că după 4 ani de zile în care s-au întâmplat lucrurile astea, am dat dovadă de normalitate și sunt în măsură să vă spun categoric că mergem pe această idee mai departe, pentru că localitățile sunt, cum a spus și dumneavoastră, cu diverse probleme. Una e zona de munte, alta e zona de câmp, însă, pe de altă parte, atât Neculai Beranu, cât și Dumitru Pardeu, cât și Radu Surugiu, care fac echipa pentru zona de munte, am discutat deja cu ei, au câteva proiecte guvernamentale de legislație de schimbată în Parlament, inclusiv o lege a muntelui care să reprezinte zona de munte, și eu cred că în această perioadă sucevenii s-au convins deja ce au de făcut pe data de 9 decembrie. Eu vreau să spun că întotdeauna că invit la vot pe cei care doresc să vină și nu le cer un vot pentru USL. În schimb, îi rog foarte mult să cântărească foarte atent ceea ce se întâmplă politic pentru România, pentru că această echipă de candidați pe care o avem, dintr-un capăt într-altul, e o echipă de oameni profesioniști, oameni bine ancorați în politică și, mai mult decât atât, foarte bine ancorați în realitățile județului. Da, să știți că îndemnul ăsta l-am adresat și eu din postura mea de moderator, să se uite bine la omul pe care îl votează și nu numai la siglă, pentru că de multe ori în spatele unei sigle credibile se poate ascunde cineva mai puțin credibil și invers, în spatele unei sigle mai puțin credibile se poate ascunde o persoană credibilă. Și astăzi, dacă vorbim în mod specific despre domnul Neculai Beranu, un om care nu a stat, eu știu, sugativ într-o instituție de stat, cum stau mulți din lumea politică, este un om care vine din mediul privat, poate ar fi bine să precizăm acest lucru, conduce o societate comercială, cum se numește domnul... Știu că reprezentați Guzvana pe zonă, dar nu mai știu. Nu facem reclamă la societatea comercială. Ferestre electrice... Mai mult. Știți, toată lumea spune la copiatoare Xerox-uri, pentru că Xerox-ul e o firmă bună de copiatoare. Toată lumea spune la ferestre electrice, le spune drujbe, pentru că drujba e o firmă rusească care face ferestre electrice. Exact. Deci dumneavoastră vindeți drujbe, nu? Vindeți mașini de tuns iarbă... Tot ce este nevoie pe lângă casa omului. Tot ce este nevoie pe lângă casa omului, cum cobori spre... Spre Șcheia, undeva pe stânga, este o societate comercială condusă de domnul Neculai Beranu, un om care vine din mediul privat, un om de inițiativă. Să știți că acei oameni care sunt în mediul privat, printre care mă număr și eu, au un alt specific în a acționa, pentru că nu sunt obișnuiți nici că timpul trece, leafa merge, pentru că în privat, dacă timpul trece, leafa nu merge. Și, în general, sunt oameni mult mai operativi și oameni care întotdeauna trag linia ce au făcut azi și ce au făcut săptămâna asta și nu se simt confortabil cu ei înșiși dacă, atunci când trag linia, nu e ceva activitate în spate. Deci, domnul Beranu nu vine din acea zonă cu mentalitatea birocratului care așteaptă să vină ora 4 ca să-și termine serviciul, și acest lucru cred că îi va fi util și domnului Mihai Țănegur în colaborarea în potențiala colaborare cu potențialul senator Neculai Beranu și domnului Cătălin Nechifor ca președinte de Consiliul Județean. Deci ca președinte de Consiliul Județean, sigur, în persoana domnului Neculai Beranu va avea un partener, dar îi va fi și șef, pentru că domnul Cătălin Nechifor este președinte al Partidului Social Democrat, unde domnul Neculai Beranu este, sunteți simplu membru sau aveți funcție în partid? Domnul Bogdan Gheorghiu, eu am PSD, sincer vreau să vă spun, nu cred că ar trebui să privim problema ca șefi sau sub șefi sau subaltern.
cred că la fel și la PNL. Eu cred că este o relație de colegialitate, de prietenie, unde lucrurile merg și vin de la sine și când stabilim ceva la modul serios, numai din priviri ne înțelegem și ne apucăm de treabă să facem acel lucru serios și să-l punem pe căprării sau să meargă în direcția cea bună. Și dacă veni vorba siglă serioasă, eu cred că mă bucur să fac parte din această echipă USL, unde sigla USL este o siglă serioasă și cred că mi-aș dori să probez și eu ca persoană că reprezint această siglă în politica românească, iar ținând cont că vin cumva din mediul de afaceri, da, într-adevăr, este o problemă atunci în mediul de afaceri, când spui da, trebuie să spui da, când spui nu, spui nu. Nu merge să spui da și să nu faci nu, că într-adevăr ți-ai pierdut afacerea și lucrurile o iau altfel. Sau când ești un om de afaceri și iei decizii și atunci ai și angajați, iei decizii și numele lor și trebuie să știi să le achizi salarii, trebuie să știi să-i duci să-și păstrezi un loc de muncă și cu siguranță îmi place să iau decizii, îmi place în general să iau decizii bune. Când sunt cele grele, îmi place să le iau la comun cu cei cu și care mă sfătuiesc. Și bine și din mediul privat, îmi cer de paranteză, să nu vă pierdeți ideea, când ajunge undeva sus acolo la putere în aparatul ăsta de stat și cineva de mediul privat, că ne mai înțelege și pe noi. Că noi ăștia privați suntem văzuți doar ca niște văcuțe bune de mult, știți? În loc să facă fabrici de cașcaval la munte, ne mulc pe noi privați. Și uitați, e și bun trendul ăsta care e în PSD, măcar la Suceava. Domnul Nechifor tot vine din mediul privat pentru că poate puțină lume știe, înainte de a fi director în Consiliul Județean a condus un hotel, da? Domnul Donțu la fel vine din mediul privat pentru că nu a fost doar director în Camera de Comerț din Dusia, a avut și o firmă de o avocatură, deci sunteți acum în conducerea PSD-ului o echipă tânără și care a avut mai mult sau mai puțin contact cu mediul privat. Și eu zic că asta e foarte important, nu, domnul Negură? Exact, domnul Bogdan Gheorcheu. Discutam despre investițiile importante din Câmpul Lung Moldovenesc și am detaliat unul dintre cele mai importante obiective de investiție, pârte de schi. Un al doilea obiectiv de investiții este reabilitarea urbană între cartierul Bodea și cartierul Sirenei, cu foarte multe străzi în care s-a turnat covor asfaltic, trotuare cu pavele, inclusiv modernizarea spațiilor verzi dintre blocuri. Aici sunt la jumătatea proiectului, sunt la jumătatea investiției și deja am o mare problemă. Pe strada Tudor Vadimirescu, Mihai Dodu și discut concret și de ce unde s-au asfaltat și altele nu. Toată infrastructura subterană, și aici mă refer la apă și canal, este într-o stare deplorabilă. Eu nu pot să torn un covor asfaltic, deci ca să fiu mai la obiect, acest proiect e cu fonduri europene. Și aici trebuie să respecti anumite legislații. Odată ce ai turnat un covor asfaltic, n-ai voie timp de 5 ani de zile să intervii în carosabil cu investiții. În mandatul pe care eu am fost și viceprimar și cunoșteam foarte bine această investiție. Rădăuțul, Gura Humorului și Vatra Dornei au beneficiat prin programul operațional regional de sume foarte importante pentru apă și canal. Din câte știu și în presă a apărut și dumneavoastră știți mai bine ca mine, au fost sume cuprinse între 12,5 milioane de euro pentru Vatra Dornei, 22,5 milioane de euro pentru Rădăuți și vreo 18 milioane de euro pentru Gura Humorului. Pentru Câmpul Lung Moldovenesc, nici un euro. Deci un lucru extraordinar de grav vis-a-vis de tot ce înseamnă canalizare și apă într-un oraș. Din cauza cui s-a întâmplat acest lucru? Deci, conducerea veche a Consiliului Județean. Adică domnul Echifor sau cine? Acum, deci am spus totul. Fosta conducerea Consiliului Județean. Acum sunt pus într-o postură foarte greoaie de a rezolva problema.
Am acceptat o finanțare prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ca să derulez proiectul, investiția, un proiect de 2,5 milioane de euro cu 22% cofinanțare, pe când celelalte localități au beneficiat sume extraordinar de mari cu 2% cofinanțare. Deci gândiți-vă ce diferențe foarte mari. Deci în câțiva ani de zile, Vatra Dornei, vecinii mei, Rădăuțu, Gura Humorle, vor avea aproape 98% acoperire a municipiului sau orașului, apă și canal, și Câmpul Lungu n-a ajuns nici la 50%. Da, e o mare problemă asta, pentru că nu te poți pretinde oraș atâta timp cât ai WC-ul în curte, nu? Și n-ai apă curentă, n-ai canalizare, n-ai... De aceea eu sprijin, susțin și garantez candidatura celor doi parlamentari ca și Câmpul Lungu să intre cu niște proiecte pe această zonă. Dar poate proiecte... domnul Bereanu ajunge senator și după aia nu vă mai ajută. Păi atunci când o să vină în mijlocul cetățenilor, prezentarea mea, mesajul meu, cum l-am prezentat și cum l-am prezentat și pe Radu Sorogiu, va avea alt mesaj. Domnul Găreanu. Da, deci dacă am rezistat 4 ani în opoziție și am mers pe zona Humor Câmpul Lung și chiar cunosc această zonă foarte bine, cunosc foarte mulți oameni implicați, atât politic cât și nepolitic, oameni de afaceri. Deci constatăm încă o dată că ce s-a întâmplat în cei 4 ani de guvernare PDL sau administrare PDL, constatăm încă o dată că distribuirea banului public pe criterii politice este o eroare gravă, ceea ce nu se mai întâmplă acum în zona administrației Consiliului Județean și sper să nu se întâmple nici în zona de guvernare. Dar să o spuneți că e domnul Nechifor lângă dumneavoastră, nu? Nu, nu numai asta, din cauza aceasta, o spun pentru că sunt consilier județean. Domnul președinte Cătălin Nechifor este asupra noastră și de multe ori și de fiecare dată ne sfătuim când avem câte o ședință de consiliu județean, dar o să vă spun și dumnealui, la ultima ședință de Consiliul Județean, unde s-a făcut o repartizare a banului public, s-a făcut exact după o formulă clară, unde toți primarii și toate comunitățile locale au primit bani așa cum ar fi fost normal să primească. Până și consilierii PDL au votat pentru în unanimitate și a trecut acest punct de pe ordinea de zi. Așa că eu sunt mândru pentru că avem un astfel de președinte și este echidistant, echilibrat în ceea ce înseamnă bugetele locale. Știm împreună cam cine cazuri sunt în toate localitățile. Ar fi fost și cred eu, noi am stat întotdeauna și ne-am sfătuit că de undeva trebuie să pornim de la zero. Ca așa dacă totul spunem ba pe a lor, ba pe a noastră, nu mai terminăm niciodată. Cred că e momentul ca din 9 decembrie să punem capăt, să o luăm de la zero, să facem administrare, să facem politică, să o facem îngrijit în interesul omului, interesul nostru, a celor care trăim în județul Suceava și cred eu că asta e direcția, o simt, suntem o echipă care deja ne înțelegem foarte bine și asta se transmite și de la București către noi. Am primit foarte mulți bani la Consiliul Județean. Așa că singurul lucru care ne mai lipsește este ca pe 9 decembrie să câștigăm aceste alegeri și sunt convins că vom confirma și județul Suceava va avea rezultate foarte bune în următorii 4 ani, să aibă parlamentari serioși în Parlamentul României, să putem face guvernul și județul Suceava se va dezvolta armonios, cred eu. Am văzut că aveți o susținere puternică și de la centru din partea domnului Victor Ponta, dar pe de altă parte am văzut chiar la noi la știrile Bucovina TV că foarte mulți primari din colegiul acesta în care candidați dumneavoastră i-am văzut luând cuvântul și vorbind de dumneavoastră în culori foarte frumoase. Dacă doriți și dumneavoastră, aș vrea să facem o recapitulare prin ce localități ați fost în astea 2 săptămâni și cam cum a,
De curs întâlnirile cu primarii de acolo. Nu, eu am fost în aceste localități în ultimii 4 ani. În 4 ani? Deci n-am fost... Eu vă spun ce am văzut la știri acum, n-am de unde să știu ce a fost în ultimii 4 ani. Deci campania electorală mea nu este numai în cele 2 săptămâni și nu neapărat în campania electorală. Vă spuneam că acest colegiu are 30 de localități. 2 municipii, 3 orașe, 2 municipii, Câmpul Lung și Vatra Dornei, orașul Gura Homolului, Frasin, Broșteni și Păltinoasa, Capul Câmpului, Mănăstirea Humorului, Vama, Stulpicani, Ostra, Crucea, Poiana Stampi, Coșna, Doamna Candren, Doamna Arin, Șarodorni, Panaci, Iacobeni, Ciocănești, Cărlibaba, Izoale Sucebi, Moldova Sulița, Breaza, Fundul Moldovii, Sadova, Moldovița, Vatra Moldoviții, Frumosul, Pojorâta, sper să nu fi uitat vreuna. Nu, zis pe toate. Era 30 și domnul Nechifor. Dacă... Da, sunt multe 30, deci da, nu, este un colegiu frumos, cu foarte multe probleme, dar în principiu un colegiu frumos. Ce am constatat este că, să știți că, în general, la om, dacă ajungi să-i vorbești cald, omenește, să-i spui lucrurile sunt așa sau nu sunt așa, intri foarte ușor în curtea omului, fără să fii jignit sau fugărit din zona, cel puțin în zona de munte. Ei știu ce au de făcut. Știu că trebuie să crească animale, știu că trebuie să-și întrețină pășunile, știu că trebuie să meargă la un loc de muncă, știu că trebuie să-și vândă laptele și carnea ca să-și trăiască de la o zi la alta. Ei au nevoie să nu mai fie acest scandal politic. Un scandal politic care de 4 ani de zile ne duce în derizorie. Nu mai știe cine, cum sunt, ce facem, în ce direcție o apucăm, nu mai taie salariile, nu mai taie mâinii pensiile. Adică, cred că am ajuns într-o situație în care trebuie să spunem stop, să încercăm să intrăm pe o normalitate, pe o stabilitate politică, să nu mai fie acele certuri și asta se poate face numai dacă vom avea pe 9 decembrie o majoritate parlamentară și USL-ul a demonstrat că este în stare și dacă vom avea guvern, continuarea guvernului de acum, să meargă pe următorii 4 ani să creăm o stabilitate în această țară și pe această zonă. Da, păi e clar că nu e ceață doar afară, e ceață astăzi și în viața politică, nu? Da, dar se va face lumină pe 9 decembrie. Da, se ridică ceața, domnule Chifor, pe 9 decembrie? Aș vrea să spun altceva. După alegerile din vară la locale, s-a ridicat ceața și la Câmpul Lung foarte mult și am văzut un municipiu care începe să semene cu un municipiu adevărat, pentru că se vede primarul USR, la Fălticeni asemenea. După foarte mulți ani de, să zic așa, o situație mai liniară, nu se întâmpla nimic în Fălticeni, iată că la Fălticeni, după schimbarea cu nouul primar USL, se vede ceva. La Rădăuți, din păcate, nu s-a schimbat nimic și mă îndoiesc că Rădăuți o să putem găsi o modalitate în care să putem colabora cu Consiliul Local. Și-a schimbat primarul pălăria la Rădăuți. N-am urmărit exact toate știrile, dar vă spun că am o relație foarte bună cu majoritatea primarilor și ne-a spus de la bun început că în mine găsesc un partener pentru tot ceea ce îi preocupă. Și nu întâmplător, am găsit acum soluții la nivel guvernamental pentru Vatra Dornei, pentru că Dorna a riscat să intre în perioada de iarnă fără rumeguș, fără să mai poată asigura încălzirea la nivel de oraș, iluminatul. S-au depus eforturi și am făcut tot ceea ce ținut de noi, așa încât să vină banii acum cât era nevoie. În al patrulea rând, că am luat pe orașe Rădăuțul, dau deoparte, fiindcă acolo, în fine, nu prea văd eu cum puteam să o scoatem la capăt, dar nu e vina noastră. Însă, mergând mai departe, ceea ce pot să vă spun este că în această campanie am încercat să discutăm cât se poate de normal. Nu ne-ați văzut pe noi, cei din OSL, atacând, țipând în mass media, prin diverse întâlniri despre ceilalți. Cred că la nivelul alegerilor locale, sucevenii au înțeles și au demonstrat faptul că au dat susținerea USL-ului și nu mai are sens acum să discutăm în termeni mai contundenți cu cei din ARD, pentru că la ei nu mă aștept decât să-și schimbe culoarea, pentru că Năravă nu și-l schimbă sub nicio formă. S-a văzut în această perioadă foarte multe minciuni spuse în campanie.
Mă aștept într-o bună zi să zică cineva că mutăm și postul de televiziune Bucovina TV la Iași, că în rest mai zice cineva că se mută universitatea, se mută pădurile, se mută spitalul. În niciun caz, și cred că au văzut-o sucevenii sâmbătă când a fost prezent premierul la Suceava, lucruri concrete despre viitorul Sucevei, despre spitalul de urgență, despre faptul că în continuare suntem cu investițiile în linie dreaptă, inclusiv cu centura de ocurire Sucevei. Suntem în măsură să le facem așa cum trebuie. Sigur că există foarte multă presiune și foarte multe așteptări în sensul în care, sigur, noi am preluat mandatul în vară, au trecut 5 luni de atunci. E greu să facem în 5 luni lucruri spectaculoase, însă, așa cum am spus, simt în foarte multe localități cu primari USL că lucrurile se schimbă, iar în localitățile în care sunt primari de la PDL, vă spun că încerc să le tratez cât se poate de normal, iar în această perioadă ceea ce s-a întâmplat împreună cu colegii mei în Consiliul Județean e exact în spiritul ăsta de normalitate. E incorrect în totalitate să cuantifici o localitate sau să o judeci doar prin prisma unui primar de anumită culoare. Și la Câmpulung și la Frumosul și la Izvoarele Sucevei trăiesc suceveni în primul rând, nu neapărat PSD-iști sau pedeliști, și cred că lucrul ăsta l-am învățat. Mai mult decât atât, mă bucur de faptul că guvernul actual, și sper din tot sufletul să rămână guvernul USL și sunt convins de lucrul ăsta după 9 decembrie, a început o politică categorică de a scoate la suprafață ceea ce este de reparat în România. Știm cu toții, s-a început cu salariile la 1 iunie, ne-am ținut de cuvânt, în data pentru 1 decembrie venim cu tranșa a doua. Ne-am ținut de cuvânt cu pensiile, acel CSS ilegal reținut de BOC și de PDL. Suntem și aici în măsură să respectăm cuvântul dat. Suntem la fel în situația în care pentru foarte mulți agricultori am crescut nivelul de subvenție destul de mult, cu circa 1.000.000 de lei vechi la fiecare hectar pentru cel care trăiește într-o zonă rurală, că e la capul câmpului, că e la Forești sau în altă parte, lucrul ăsta se simte și foarte important. În altă ordine de idei, suntem singura forță politică, acest USL, care avem totul pregătit. Prim-ministrul știm cine va fi Victor Ponta, coaliția știm cum e, va fi PSD-PNL. Știm ce am făcut, știm ce avem de făcut. Avem un program de guvernare foarte bine pus la punct și sunt convins că foarte mulți se așteaptă de la noi și nu neapărat promisiuni, dar lucruri care se vor întâmpla în perioada următoare. Vreau să-i asigur pe toți sucevenii de două lucruri. Unu, în condițiile în care vom avea un număr semnificativ de parlamentari, lucrul ăsta va fi simțit și la București, iar munca pe care o să o depună parlamentare la Senat sau la Cameră va fi resimțită în localități, pentru că din calculele noastre sunt convins că noi putem câștiga pe fiecare colegiu sau, mă rog, pe fiecare zonă teritorială, iar dacă dă bunul Dumnezeu și sucevenii își pun speranța în noi și obținem mai mult de jumătate plus 1 în aceste colegii, cu siguranță numărul va fi unul foarte mare. În al doilea rând, vreau să-i asigur pe suceveni că în ceea ce înseamnă politica guvernamentală avem câteva chestiuni extrem de importante și vă spun doar pe scurt două, trei dintre ele. În primul rând, vrem să facem o nouă modalitate de calcul a impozitului pe salarii, pentru că vrem să creștem veniturile, iar pentru cei care au salarii mici, sub 8 milioane de lei vechi pe lună, impozitul va fi scăzut la jumătate față de cât este acum, de la 16% la 8%. Pentru cei care au salarii între 8 milioane și 12 milioane, impozitul va fi scăzut cu 25%, de la 16% cât este acum la 12%, și sigur cei care sunt peste 12 milioane rămân cu același impozit ca în prezent, de 16%. Iar în al doilea rând, tot ca și componentă guvernamentală, și colegii mei în Parlament vor trebui să adopte prin lege aceste măsuri, se referă la continuarea programului de creștere economică, dar în paralel cu acel program prin care să asigurăm pentru cei cu nevoi deosebite, pentru cei mulți, acea stabilitate și acele venituri pe zona socială, așa încât România să rămână un stat în care să nu fie foarte multe convulsii sociale. Dacă domnul Scutaru Constantin, domnului Bereanu, mult succes în campanie și doresc să ajung acolo unde și-a propus. Bănuiesc că vă cunoașteți, că a ținut neapărat domnul Scutaru să ajungă acest mesaj la dumneavoastră. Aș dori o completare să fac. Am văzut în seara asta la dumneavoastră pe emisiune o reclamă unde Agenția Națională Finanțele face un instructaj cu cei implicați în să instruiască pe economiști, pe contabil, începând cu 1 ianuarie,
Guvernul României deja a venit în întâmpinarea firmelor mici și mijlocii prin acea lege în care să poată plăti TVA-ul la încasare. Pe care și noi, televiziunile locale și regionale, o salutăm această lege, exact, că ne încadrăm și noi aici. Nu numai dumneavoastră, gândiți-vă, și o firmă mare face o factură către stat și are de încasat un TVA și îl încasa acea sumă după 3 luni, 6 luni, un an de zile. Deja intra în incidență de plăți, putea să intre în fără lichidități și păi și noi ca televiziune crea... gândesc, odată am plătit, am tăiat factura unui client, i-am difuzat reclama, noi am plătit TVA-ul, exact, pe factura, exact, care am tăiat-o și sunt unii clienți care suntem în proces, că nici în ziua de azi nu au plătit reclama. Da, deci, vă dați seama, banii au plecat pe... Vă dați seama, deci asta este un lucru fantastic de bun. Foarte bun. Asta ceea ce s-a întâmplat în cele 6 luni de guvernare... Asta e măsură de dreapta. Da, e ok, dar noi suntem o construcție USL, un partid de stânga cu un partid de dreapta și sunt convins că vom reuși să punem lucrurile în așa fel încât să meargă în direcția cea bună. Spus. Deci, o măsură foarte bună care va intra de la 1 decembrie în vigoare și mă bucur că chiar la dumneavoastră... De la 1 decembrie? Coace, de la 1 ianuarie. Ianuarie cu anul fiscal, da, în ce scuze. Dar am văzut că, uite, acum cu 1 decembrie, deja eu am văzut în urma reclamei și mi-am adus aminte că deja sunt convocați economiști și contabile să fie instruiți cum să procedeze cu un nou cod fiscal și eu sunt convins că este un lucru foarte bun, cel puțin în sprijinul firmelor mici. Chiar dacă vor apărea mici încurcături la început, că orice lucru până se unge, exact, bine ca să intre pe șină, dar e lăudabilă inițiativa și orice greșeală va fi pardonabilă, scuzabilă, datorită bunei intenții care se află în spatele acestei legi. Bun, ea trebuia dată de mult, de mult trebuia dată, pentru că așa e și corect. Plătești din ceva ce ai încasat, nu plătești din ceva ce e posibil să încasezi și câteodată nu încasezi niciodată. Ca să nu mai vorbim de statul care îți blochează contul a doua zi dacă tu n-ai dacă plătit TVA sau așa, și statul poate fi dator la tine cu orice sumă, ca aia nu contează. Exact, nu mai contează. Așa că eu sunt convins că e un lucru laudabil și va fi foarte bun pentru cel puțin pentru firmele mici. Și cred că pe termen mediu va duce la o mai bună colectare la buget. Pentru că, să știți, e o măsură, ea pare benefică pe termen scurt, dar eu treaba asta cu hai să încasăm repede, să statul să nu plătească, doar să încaseze, dar asta duce la un blocaj și blocajul până la urmă ajunge să fie tot în detrimentul statului, că în momentul în care nu circulă banul, nici statul nu încasează. Și pentru că spunea bine un economist, nu ne trebuie să imaginăm statul ca un sac mare cu bani. Statul e un tub prin care banul intră și pleacă, nu stă mult acolo în visterie. Sumele sunt mai mult pe hârtie, ele trebuie să circule. Și această măsură lăudabilă de care spune dumneavoastră va duce pe termen mediu și la mai bune încasări, inclusiv la bugetul statului. Deci este clar că guvernul Ponta și USL-ul, într-adevăr, eu am simțit asta și o simțim împreună și am stat în multe discuții cu mai mulți colegi ai noștri, deci este clar că nu partenerii de afaceri sau oamenii de afaceri nu trebuie să mai fie, cum a spus dumneavoastră, o vacă de mulți bani către stat. Deci trebuie să fie un parteneriat între guvern și oamenii de afaceri. E drept că în cei 4 ani ce au trecut, noi am dus greu micile firme, noi am plătit taxe, noi am plătit TVA-ul și întotdeauna mă întrebam, sincer, când făceam un ordin de plată mai mare, mai mic către bugetul statului, întotdeauna m-am întrebat, bun, dau niște bani, dar de ce nu se întorc o parte din banii ăștia să ne sprijine pe noi? Și uitați că acum cu această lege și probabil o să mai fie și altele, când vom ajunge în Parlamentul României, o să gândim și legi pentru întreprinderile mici și mijlocii. Domnul Negura, cum vedeți dumneavoastră viitorul pârtii care a spus că nu va fi funcționabilă în iarna ce urmează? Domnul Bogdan Gheorghiu, eu sunt sigur că imediat după alegerile parlamentare 9 decembrie, acest subiect va fi un subiect rezolvat. Eu am detaliat exact, punctual și tehnic, la ora actuală, cum stă această investiție. Domnul președinte Consiliului Județean cunoaște foarte bine situația actuală la zi a investiției la pârte de schi. De ce am punctat și am argumentat cu date tehnice și concrete, fiindcă este investiția care nu numai pentru Câmpul Lung este benefică, este pentru tot județul Suceava și chiar pentru toată Moldova, fiindcă aici vorbim de investiții de peste 25 de milioane de euro. Având în vedere că suntem într-o zonă de munte în care
turismul va fi activitate de bază a acestei zone, această investiție... Chiar acum avem o întrebare, Maria din Câmpul Lung, când se deschide pârtia de schi? Ce s-a întâmplat cu pârtia de schi și când se deschide? Vedeți, lumea chiar, da, chiar întreabă. Deci lumea este foarte interesată pentru că prin dimensiunile și prin caracteristicile ei, v-am spus, este una din cele mai mari pârtii de schi din țară. Pe noi ne avantajează și clima. Noi suntem într-o zonă de munte la care, în momentul când cad primii fulgi de zăpadă, se cam duc prin luna lui mai. Dacă ne uităm când intrăm exact în zona Câmpul Lungului, când ne uităm pe masivul Orarău, deja este zăpadă. Chiar discutam săptămâna trecută cu șeful Salvamontului, ei deja pe platou schiază, deci zăpada este de aproape 20 cm. Ca să încheiem acest subiect, când preconizați dumneavoastră că va fi gata pârtia? Pentru că aș vrea să vă întreb și de alte priorități ale municipiului Câmpul Lung, că bănuiesc că nu e doar pârtia, da, cea mai corect, stringentă problemă, corect, pe care o aveți acolo. Deci eu sunt singur că în 2013 se va schia la Câmpul Lung moldovenesc. În regulă. Care e lucrul care vă doare cel mai mult acum ca primar al Câmpul Lungului? Dacă discutăm de alte investiții sau discutăm tot de pârtia de schi? Nu. Deci prioritar acum... Eu nu cred că oamenii din Câmpul Lung nu dorm noaptea că nu pot schia. Da, corect. Eu cred că nu dorm, ați spus foarte bine, nu dorm noaptea că n-au canalizare și ar vrea, da, să aibă, că n-au apă curentă, da, în, da, multe zone. Altă problemă așa, că schiatul, știți, e bun că aduce bani la buget, dar nu e neapărat pentru localnici în mod direct. Un punct pe care urgent trebuie să rezolve este piața agroalimentară. Cred că suntem singura localitate, să nu mai folosesc cuvântul municipiu acum. Deci singura localitate, cred că din România, la care noi nu avem o piață agroalimentară civilizată. Nu știu dumneavoastră de când n-ați mai fost prin Câmpul Lung moldovenesc. De chiar dacă am mers în Câmpul Lung, sincer n-am fost la piață niciodată. Deci piața arată într-un stadiu, cum spun mulți cetățeni din Câmpul Lung, domnule, parcă nici nu e rac, domnule, n-ar arăta construcția. Ai fost la piață? Și cum, da, arată? Ca în rac, da? Da. E din Câmpul Lung. Deci sunt într-un stadiu avansat cu proiectul de execuție. Imediat după sărbători de iarnă încep construcția unei noi piețe agroalimentare. Deci are Câmpul Lungean, el e irachian, de fapt, nu? De ce susțin cu o asemenea tărie? Fiindcă, la ora actuală, ea este activitatea autofinanțată, clar. Eu am avut o subordine ca viceprimar. Când am preluat eu activitatea la piața agroalimentară, n-am avut nici bani de salarii. Luau salarii din 6 luni de zile. 0 lei în cont. La ora actuală am aproape 4 miliarde de lei vechi. Bani suficienți într-un parteneriat public. Bani care sunt produși cum, acești 4 miliarde? Prin taxele și din chiriere pe suprafețele... Deci bani produși de funcționarea pieței, exact, în sine, fără să... Fără hotărâre consiliului local, se plătește o taxă din chirierea spațiului respectiv. Masă, cât avem? Și banii erau luați și folosiți în altă parte până acum. Aveau alte direcții, că nu puteau fi dirijați legal, fiindcă e deturnare de fonduri. Fiind activitatea autofinanțată, banii trebuie să fie gestionați și ținuți la mic cont. Deci, revin la ceea ce v-am spus. Vreau, printr-un parteneriat public-privat, să construiesc o piață agroalimentară modernă în Câmpul Lung. Proiectul deja l-am. Sunt foarte mulți oameni de afaceri interesați să investească în asemenea construcție. De ce? Fiindcă eu vin ca primărie, în primul rând, cu terenul. Terenul e ultracentral. În jurul pieței agroalimentare mai am încă 4 terenuri care le pot transforma în parcări. Fiindcă dacă intrați în municipiul Câmpul Lung, sunt foarte, foarte, foarte mașini care sunt parcate pe străzi, pe trotuare și ne trebuie niște parcări care să facă un ansamblu funcțional, civilizat în jurul pieței agroalimentare. Deci da, sună foarte bine acest proiect și... Deci este ambiția mea de când eram viceprimar. Și normal pentru o țară europeană. A fost ambiția mea de când eram viceprimar. Nu am putut, fiindcă, repet, nu eram ordonator principal de credite. Și nu puteam să încep o asemenea investiție. Încă un subiect foarte, foarte urgent rezolvat în Câmpul Lung moldovenesc este problema câinilor comunitari. Fiindcă noi am avut un adăpost de câini care n-a funcționat decât vreo luni de zile,
a venit un vânt atât de bine a fost făcut că l-a dărâmat. Eu zic să-i aduceți pe toți în Suceava, că în Suceava, dacă aduceți pe toți, nu se cunoaște. Că sunt așa mulți în Suceava, cu oricui aia din Câmpul Lungor, fără noi la fel le simțim în oraș. Avem mari probleme cu câinii. Avem haite de la 10 câini în sus. De la sub 10 câini, noi considerăm că acolo nu sunt câini comunitari, unde nu sunt grupați deci, în... O problemă care deja am discutat-o, tot cu într-un parteneriat, și în cel mai scurt timp demarez construcția acestui adăpost de câini. De ce spun acest lucru? Când o să veniți în Câmpul Lung Moldovenesc, special domnul Bogdan Gheorghiu, am să vă plimb pe câteva străzi modernizate în urma acestui proiect pe fonduri europene. Sunt spații verzi care vor fi plantate în primăvară arbuști ornamentali, flori. Păi dacă am câine 100, 300 de câini prin centrul orașului, degeaba mai pun acolo, amenajez spațiul verde, modern, cu fel de fel de plante. Da, sunt buni câini că pun pe spațiu îngrășământ natural, știți? Da, corect. În Suceava e plin de așa ceva. Și să ai grijă pe unde mergi în Suceava. Și în că final, dacă nu te mușcă cățelul, calci în ceva, știți? Și ca surpriză, Câmpul Lungenii vor avea un centru al orașului de sărbători foarte bine aranjat ornamental, un iluminat ornamental occidental. Adică n-a fost prea acum. N-au fost instalații de o asemenea frumusețe, ca să mă folosesc. Dar erau becuri de alea roșii. Exact. Spune, da. Ca să spun, nu am folosit niciun ban din bugetul local pentru achiziționarea acestor instalații. Vorba de peste 1 miliard de lei vechi. Totul a fost prin sponsorizări. Conform conta de sponsorizare, legal, și sunt sigur că când treceți prin Câmpul Lung Moldovenesc de sărbători, o să vă placă cum o să arate, o să arate și eu sunt convins. Oricum, din ce ați povestit, piața e cel mai de impact obiectiv asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor din Câmpul Lung și din împrejurim, pentru că piața nu deservește strict omul din Câmpul Lung. Vine și cel din Vama, cel din Frasin. Aici Vale Suceavit. Toți viitori alegători, votanți al lui domnul senator. Și când preconizați să demarați proiectul ăsta cu piața? Chiar săptămâna asta mă întâlnesc cu echipa de proiectanți și imediat după sărbători încep investiția. Și domnul Echifor vă susține în treaba asta? Eu sunt sigur că mă va susține. Eu cunosc foarte bine piața din Câmpul Lung. Și alte proiecte în care, domnul președinte, sunt sigur că mă va ajuta, și aici am cartierul de pentru tineret ANL-uri. Domnul președinte Hozeu Județean cunoaște foarte bine situația acelor 83 de apartamente. Și eu cred că imediat după alegeri lucrurile și cu ANL-urile se vor rezolva. Canalizarea de îmbunăște, sunt multe de făcut. Stații de epurare, multe. Da. Da, cu căței să știți că e o problemă general valabilă și din păcate au fost inclusiv tragedii greu de descris, au fost și copii omorâți de câini, din păcate și în județ la noi și în multe alte județe din țară, și cu toate acestea se merge înainte pe o aberație care vine tot de undeva de sus. Parlamentul a votat o lege a gestionării acestei probleme, dar a fost respinsă de Curtea Constituțională. Probabil undeva se rulează foarte mulți bani, sunt niște interese, pentru că logic, nu poate nimeni să-mi explice că și ăștia care zic că ei sunt organizații de protecție animalelor, păi se revolte că se taie oaia, că se taie calul, că e tot animal. Păi ori sunt organizații de protecție animalelor, ori sunt organizații de protecție a câinilor. Bun, și pe oamenii mușcați și fugăriți de câini noaptea când se întorc la serviciu, cine îi protejează? Bun. Sigur, eu înțeleg și pe acești iubitori, că am avut și eu pe scară de ăștia, că vedeam pe preș pus și cu piure, cu os, cu vasul cu apă, deci festin în toată rău, numai un șpriț lipsea acolo. Sunt oameni care gândesc în felul ăsta, dar sunt oamenii responsabili, pentru că un om responsabil care iubește un câine, le-a în casă. Le-a în casă, îi face duș, îl vaccinează, îi face carne de sănătate și aia înseamnă că ai câine. Așa să arunci un os pe geam sau să pui pe preș piure și oase și pielea de la găina din ciorbă, aia înseamnă că pe câinele ăla nici nu-l ajut să trăiască, nici nu-l lasă să moară. Așa e treabă făcută de oameni irresponsabili și oameni care fac cuști jos la bloc, care confundă curtea cu spațiu public, oameni care spun lasă că-ți bun câinii ăștia când păzesc mie rufele. Da. Și problema asta, să știți că nu e doar la Câmpul Lung sau la Suceava. Problema asta e peste tot. Și dacă
de undeva, de la nivel central, nu se schimbă această lege, mulți oameni vor mai suferi, ori mușcături, ori chiar tragedii de astea, cum au fost la Dărmănești, un copil omorât de câine, a fost la Tuzla, o fetiță de 3 ani omorâtă de câine. Deci, în orice punct în țara asta te duci, a fost un copil omorât de câine. Și cu toate astea, și aveți mare dreptate ca dumneavoastră să puneți în primele două, trei priorități această problemă. Și la Suceava, ne tot amână administrația locală cu construirea acestui adăpost, se pare că, acum zic că s-ar fi deblocat, și aici o altă tâmpire, că adăpostul din Suceava ar fost gata dacă nu era o contestare la licitație. O altă problemă care așteptă ca domnul Bereanu să o rezolve. Da, să știți că e mare problemă. Păi e. Din punct de vedere, sunt contestații peste contestații și se amână lucrări care pot fi terminate într-un timp relativ decent, să se ajungă că, în urma contestațiilor, să se reia licitații și durează 2-3 ani. Și până trebuia să fie terminată lucrarea, nici nu e începută din cauza contestațiilor. Au venit mesaje, membru din PSD Vatra Dornei. Organizația PSD Vatra Dornei îl va susține necondiționat pe domnul senator Bereanu, mult succes și să fie luptător. Mulțumesc. Domnul Haicăl Dăruș zice că urează succes celor din USL, că s-a săturat de minciunile celor din PDL și dorește ca dumneavoastră să câștigați alegerile pentru că a pierdut România fonduri europene din cauza PDL-ului. Maria din Câmpul Lung, am spus asta cu sputarul, v-am spus-o, cu întrebase de pârtie. Da, într-adevăr, câteodată stai și cu bani în cont și cu firma gata de lucru și cu contractul făcut și nu poți să demarezi din cauza unei contestații a unuia care nici măcar n-are vreo treabă, poate nici n-ar putea să facă lucrări, doar de dragul de a prinde, poate cade la înțelegere ăla care a luat lucrarea, să dea ceva în subantrepriză, niște jocuri de astea obscure, mizere, care făcute de unii băieți care la asta se pricep și care țin în loc comunități întregi. Și aici cred că ar trebui umbla la legislație. Cu asta se izbește și o primărie cum o conduce, cum e cea condusă de domnul Negru și un consiliu județean cum e consiliul județean Suceava, nu, domnul Echifor? Într-adevăr, sunt proceduri, este legislația cumva care respectă și normativele europene. Chiar astăzi s-a decis la guvern, în ședință de guvern, ceva modificări în sensul ordonanței de urgență 34 cu privire la achiziții publice. Însă mai e mult de făcut și asta într-adevăr e sarcina noilor parlamentari după 9 decembrie. Ce vreau să spun însă, de foarte multe ori nu se respectă nici condițiile legale. Eu vă spun că probabil și domnul primar s-a confruntat cu dificultăți după ce a primit mandatul. Pe de o parte că sunt chestiuni pe care până le înțelegi, până vezi care au fost resorturile din spate, trece ceva timp, dar la Consiliul de Țen am trezit și cu foarte multe dificultăți legate de sume de bani destul de mari pe care trebuie să le plătim acum, pentru că au fost corecții financiare exact pe aceste proceduri încălcate de-a lungul timpului. Ceea ce mi-am propus și sigur că și echipa din spate este foarte importantă, echipa tehnică, este ca aceste licitații să fie cât mai transparente, făcute în conformitate cu legislația și chiar dacă de multe ori pierzi foarte mult timp, te asigur însă că atunci dacă vine cineva cu o contestație, că trece ușor, fie că e vorba de București, fie că e vorba de curtea de apel. Însă, în plan de investiții, aici, într-adevăr, trebuie schimbat ceva, pentru că dacă tot mai mergem foarte mult timp cu viteza asta, mai degrabă viteza întâi sau a doua cel mult, nu o să reușim să creștem nivelul de absorpție a fondurilor europene. Vă vedeți și dumneavoastră, toată lumea acum, în toate țările europene, există această fugă după bani, iar România, din păcate, 4 ani de zile a stat undeva foarte jos ca nivel de absorpție. Este strigător la cer că nu s-a reușit decât 4-5% când a primit guvernarea. În această perioadă s-a simțit o accelerare și asta în condițiile în care foarte multe programe europene erau blocate din cauza greșelilor din trecut. Însă am certitudinea că în guvernul României, după 9 decembrie, mai ales atunci când vom stabili un nou minister, e vorba de Ministerul Afacerilor Europene cu adevărat, care va aduna din toate ministerele exact pârghiile care se referă la creșterea absorbției. Până există acest minister la Leonard Orban? Există acum, dar nu are pârghiile suficiente. Va fi o nouă structură guvernamentală pentru că e în mod normal necesar să schimbăm și structura de guvernare. Un minister care să ia din toate ministerele toate resorturile care țin de fonduri europene. Să nu mai fie și la finanțe, și la sănătate, și la dezvoltare pârghii care țin
chestiuni legate de fonduri europene. Trebuie adus într-o singură zonă, acolo să fie decizia, pentru că felul ăsta, și eu când merg la București și domnul primar, în loc să mergi la un singur minister, te plimbi la 3-4 ministere, la agenții, la organisme intermediare, pierzi foarte mult timp. Și asta vreau să zic, că noi suntem pregătiți inclusiv cu aceste modificări în plan de funcționare a guvernului, dar și cu o structură de guvernare care va conține, cum spunea și cu această prevedere pe care deja, din fericire, o adoptăm de la 1 ianuarie, dar mai sunt și alte chestiuni care se referă la fiscalitate, la a crește angajarea forței de muncă și, nu ultimul, la agricultură, pentru că, din punctul meu de vedere, viitorul Parlament va trebui să decidă că România, ca stat european, are competență foarte mare pe servicii, pe turism, pe agricultură, dar și pe mica industrie, care sper să putem să o facem să meargă mai bine în România. Ne apropiem de final la aceste emisiuni, stimați invitați. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Îi urez succes domnului Bereanu, care pare a fi hotărât în ceea ce și-a propus. Sper să-și respecte promisiunile și sper ca împreună cu domnul Negur, împreună cu domnul Nechifor, împreună cu domnul Ursaciuc, cu domnul Ilie Boancheș, împreună cu toți primarii, asta am vrut să spun, de la Vama, de la Pojorâta, de la Vatra Moldoviței și celelalte multe localități, Ciocănești și multe localități de la dumneavoastră din colegiu, să faceți lucruri bune pentru zona asta de munte, care e o zonă, cum spunea și domnul Negură, doar în Elveția, Austria, mai vezi așa peisaje cum vezi în zona Raroului, nu? Sunteți încrezător, domnul Bereanu? Da, sunt încrezător, cunosc, după cum a spus, această zonă foarte bine, cunosc toți primarii din acest colegiu, nu există localitate să nu cunosc primarul și, în afară de primar, cunosc și oameni care au acea influență în comunitățile locale. Preotul, profesori, cunosc liderii de opinii și, după cum vă spuneam, atunci când m-am hotărât să candidez, prima dată am trecut pe la toți primarii OSL și am stat de vorbă cu ei și i-am întrebat dacă găsesc susținere în a candida pe acest colegiu. Am găsit această susținere, am venit apoi către biroul județean, mi-am depus candidatura și uitați, astăzi suntem aici, facem campanie, acum suntem în campanie, mai sunt câteva zile, după cum se vede, trendul, direcția este cea bună și pe care o preconizăm și noi. Sunt și riscuri, sunt convins, este o lege, cred eu, care iar trebuie modificată dacă voi ajunge în Parlamentul României. Este o lege care, dintr-un anumit punct de vedere, este nedreaptă pentru unii. Este acel risc ca pe un colegiu să nu faci 50% plus 1 și atunci să intre cineva de pe locul 2 sau 3. S-a întâmplat și acum 4 ani, cu siguranță vor întâmpla și acum. Sper să nu se întâmple pe acest colegiu, adică votul de încredere să fie masiv către USL, astfel încât în Parlamentul României să ajungă cei doi deputați de pe zona de munte, atât domnul Pardu cât și domnul Surugiu și Bereanu Neculae la Senat, că ar fi păcat sincer să avem o majoritate parlamentară în Parlamentul României USL, să avem guvernul USL, iar pe această zonă de munte să avem alți parlamentari de altă culoare politică decât USL. Așa că, încă o dată, îi rog pe alegătorii de pe acest colegiu să chibzuiască bine, să pună în balanță, ca la primărie, unde avem de ales între domnul Mihăiță Negură și fostul primar sau cine mai era candidat, între domnul Mare Sursaciuc și cine mai candida împotriva dumnealui și celelalte primării. Toți cei care au câștigat primările din zonă sunt gospodari, sunt oameni hotărâți și aici la fel au de ales. Și eu sunt convins că vor chipzui bine și vor trimite în Parlamentul României o echipă care să le reprezinte această zonă de munte.
Eu vă urez succes, vă mulțumesc pentru prezență. Această emisiune va fi redifuzată pe postul nostru de televiziune și pe perioada weekendului. Eu vă invit să rămâneți alături de știrile Bucovina TV.